Bine v-am regăsit la pregătirea pentru admitere și bacalaureat. Azi din nou rezolvări de teste grilă, de data asta optică geometrică, cu itemi propuși de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Voi rezolva un set de 10 itemi, 3 de tip complement simplu, 3 de tip cauzalitate și 4 probleme. Să începem! Dacă o sursă punctiformă de lumină se găsește în centrul de curbură al unei semisfere reflectătoare, razele reflectate A vor avea aceeași direcție cu cele incidente, B vor forma un fascicul paralel, C vor forma un fascicul divergent, D se vor întâlni într-un punct aflat la distanța 2R de semisferă, și E, razele extreme ale fasciculului reflectat vor fi perpendiculare între ele. Aici vedeți desenul care corespunde acestei întrebări. În centrul unei semisfere, să ne o imaginăm reflectătoare, se găsește o sursă de lumină și am desenat o singură rază. După cum vedeți, raza cade normal la suprafața semisferei, adică perpendicular pe tangenta dusă în punctul de incidență. Și acest lucru e adevărat pentru oricare altă rază. Și asta înseamnă că după reflexie, direcția va rămâne aceeași, se schimbă doar sensul. Raza se întoarce pe același drum. Așa că răspunsul corect este A, vor avea aceeași direcție cu cele incidente. Să discutăm un pic și celelalte răspunsuri. B, vor forma un fascicul paralel. Nu? Evident, fasciculul este convergent, razele se vor întâlni în sursă, în centrul sferei din care face parte semisfera. Vor forma un fascicul divergent. Aici s-ar putea ca unii să spună că vor forma, după ce se vor întâlni, vor forma un fascicul divergent. Orice fascicul convergent, până la urmă, devine divergent dacă îi dăm pace. Dar noțiunea de convergență sau divergență se referă la ce formă are fasciculul imediat după ce a suferit o reflexie sau o refracție. De se vor întâlni într-un punct aflat la distanța 2R de semisferă, nu? După cum vedeți, se întâlnesc într-un punct care se găsește la distanța R de semisferă. Razele extreme ale fasciculului reflectat vor fi perpendiculare între ele. Aici vedeți un alt desen în care vedeți cele două raze extreme ale fasciculului reflectat. Sunt extreme în sensul că raze care ar fi mai la dreapta nu se mai reflectă pentru că nu mai întâlnesc suprafața reflectătoare și după cum vedeți, cele două raze reflectate nu sunt perpendiculare, ci au aceeași direcție, se propagă pe aceeași direcție. Deci unghiul celor două direcții este nu de 90 de grade, ci de 180 de grade. Deci, încă o dată, răspuns corect A. Vor avea aceeași direcție cu cele incidente. În cazul refracției luminii la suprafața de separație dintre două medii cu indicii de refracție diferiți, nu se modifică. A. Perioada undei luminoase, B. Unghiul dintre rază și normală, C. lungimea de undă, D. direcția de propagare și E. viteza luminii. Aici vedeți o refracție și, prin definiție, refracția înseamnă schimbarea direcției de propagare a razei de lumină, așa că D, răspunsul D, n-are cum să fie bun. Observați de asemenea că unghiul dintre rază și normală se schimbă, altfel nu s-ar schimba direcția de propagare, deci nici răspunsul B nu este corect. Viteza luminii, refracția înseamnă schimbarea direcției de propagare la suprafața care desparte două medii optic diferite.
optic diferite înseamnă că viteza luminii este diferită în cele două medii, deci nici E nu poate fi răspunsul corect. Așa că rămâne să alegem dintre A, perioada unde e luminoasă, și C, lungimea de undă. Așa cum am spus de mai multe ori în cursurile teoretice, ceea ce caracterizează o undă este frecvența ei. Frecvența undei nu se schimbă atunci când unda trece dintr-un mediu în altul. În schimb, lungimea de undă se calculează cu formula C supra mu, unde C este viteza luminii în mediul respectiv, și înseamnă că ea se schimbă atunci când se schimbă viteza luminii. Deci, în cazul refracției, nu se modifică C, lungimea de undă, nu e adevărat, lungimea de undă depinde de viteza luminii în mediul respectiv, așa că singurul răspuns corect poate fi A, perioada undei luminoase, da? Pentru că dacă frecvența rămâne aceeași, frecvența este 1 pe perioadă. Atunci și perioada rămâne aceeași, indiferent de mediul prin care se propagă lumina. Deci răspuns corect A. În cazul miopiei, imaginea A se formează în spatele retinei, B este deformată, C este necolorată, D prezintă irizații, E se formează în fața retinei. Miopul poate vedea clar obiecte care sunt foarte aproape de ochi. În acest caz, imaginea se formează pe retină. Dar întrebarea se referă la imaginea unui obiect aflat la distanța optimă de vedere, adică la 25 de centimetri, deoarece asta înseamnă miopie, cazul în care pentru distanța optimă de vedere ochiul nu poate produce o imagine pe retină. Și pentru că atât miopia cât și hipermetropia se referă la această imposibilitate a cristalinului de a produce imaginea pe retină, ele sunt afecțiuni care n-au nicio legătură cu percepția culorilor. Așa că răspunsurile C este necolorată și D prezintă irizații nu pot fi răspunsuri corecte. Nici răspunsul B nu poate fi corect. Imaginea este deformată pentru că ar trebui întâi să se formeze pe retină ca să vedem dacă e deformată sau nu. Ori tocmai asta e problema, că imaginea nu se formează pe retină. Aici puteți vedea o animație în care se poate ușor observa cum atunci când obiectul se apropie de lentila convergentă, imaginea se îndepărtează. Deci atunci când obiectul se duce spre dreapta și imaginea se duce spre dreapta, și atunci când obiectul se mișcă spre stânga, se îndepărtează de lentilă, atunci imaginea se apropie de lentilă, adică atunci când obiectul se mișcă spre stânga și imaginea se mișcă spre stânga. Și acum să ne gândim în cazul miopului. Dacă el vede clar imaginea unui obiect care e foarte aproape de ochi, înseamnă că în acest caz imaginea se formează pe retină. Dar dacă duc obiectul la distanța optimă de vedere, înseamnă că l-am îndepărtat de cristalin și atunci imaginea se duce și ea spre stânga, așa cum priviți, ceea ce înseamnă că va ajunge în fața retinei. Deci răspunsul corect este E, se formează în fața retinei, imaginea în cazul miopiei. Pentru că cristalinul este prea convergent, concentrează razele de lumină în fața retinei. Are prea multe dioptrii. Să trecem la întrebări de tip cauzalitate. În timpul eclipselor totale de lună nu mai vedem luna, deoarece luna reflectă difuz lumina solară. Mi-e teamă că în acest caz nu voi fi de acord cu răspunsul propus de cei care au compus întrebarea, așa că trebuie să vă explic de ce. Răspunsul dat drept corect este B. Adică ambele afirmații sunt corecte și între ele nu există relație de cauzalitate. Ceea ce ar însemna că în timpul eclipselor de lună
nu vedem luna. Dar vedeți aici două fotografii, una pentru o eclipsă parțială și una pentru o eclipsă totală de lună. Și puteți observa că tot timpul este vizibilă și partea lunii pe care nu cad direct razele soarelui. E adevărat, mult mai slab și într-o culoare roșiatică, dar vedem în continuare luna. Mai rămâne să lămurim întrebarea cum ajunge lumina acolo, în zona de umbră a Pământului. Dacă în timpul unei eclipse de lună ar fi cineva pe lună, ar vedea o eclipsă de soare. Deoarece la eclipsa de lună, Pământul se găsește între soare și lună, umbra Pământului cade pe lună, așa cum vedeți în desen. Dar, deoarece Pământul are atmosferă, o parte din razele soarelui sunt difuzate, sunt împrăștiate de atmosferă, ceea ce înseamnă că eclipsa de soare văzută de pe lună arată cam așa. Adică se vede atmosfera Pământului pentru că împrăștie razele soarelui și pentru că lumina dinspre capătul verde, violet, albastru al spectrului este împrăștiată mai puternic, lumina care ajunge totuși pe lună este mai mult dinspre capătul roșu al spectrului. Și de aceea atmosfera se vede roșie și tot din cauza asta partea lunii pe care nu cad direct razele soarelui în timpul eclipsei se vede roșu, se vede într-o culoare roșie. O parte din aceste raze roșii ajung deci pe suprafața lunii și din această cauză vedem luna în continuare, chiar dacă nu cad direct acolo razele soarelui. Așa că a doua afirmație, luna reflectă difuz lumina solară, este adevărată, într-adevăr o suprafață neregulată reflectă lumina difuz, dar după părerea mea, prima afirmație este falsă. În timpul eclipselor totale de lună, vedem în continuare luna, așa că după mine răspunsul corect ar fi D. Adică prima afirmație este falsă, iar a doua adevărată, caz în care evident n-are cum să existe o relație de cauzalitate. Unitatea de măsură a indicelui de refracție este secundă pe metru, deoarece el depinde invers proporțional de viteza luminii în acel mediu. Indicele de refracție este întotdeauna raportul la două viteze. Dacă vorbim despre două medii materiale, atunci avem un indice de refracție relativ, NR, care se definește ca fiind V1 pe V2, unde V1 și V2 sunt vitezele luminii în cele două medii. Dacă vorbim despre indicele de refracție absolut, N, atunci avem raportul dintre viteza luminii în vid și viteza luminii în mediul respectiv. Asta înseamnă că indicele de refracție este adimensional, pentru că este raportul a două viteze întotdeauna. E adevărat însă că el este invers proporțional, atât într-un caz cât și în celălalt, cu viteza luminii prin mediul al doilea, sau în cazul indicelui de refracție absolut, cu viteza luminii prin acel mediu. Așa că prima afirmație, unitatea de măsură este secundă pe metru, este falsă, dar a doua, el depinde invers proporțional de viteza luminii în acel mediu, este adevărată. Deci răspunsul corect este D. Microscopul este un sistem afocal, deoarece imaginea prin obiectiv se formează foarte aproape de focarul obiect al ocularului. Aici aveți un desen în care puteți vedea structura unui microscop și, după cum observați, există o distanță între focarul imagine al obiectivului și focarul obiect al ocularului, distanță notată cu litera E, care e foarte importantă, e un parametru foarte important pentru microscop. Puterea, de pildă, se poate calcula și în funcție de acest parametru. Este E supra F mic 1 înmulțit cu F mic 2.
unde F-mic 1 respectiv F-mic 2 sunt distanțele focale ale celor două lentile. Așa că nu avem un sistem afocal. Pentru că un sistem afocal este un sistem în care focarul imagine al primei lentile coincide cu focarul obiect al lentilei a doua. În schimb, imaginea dată de obiectiv trebuie să cadă cât mai aproape de focarul obiect al ocularului, pentru că ocularul funcționează în microscop ca o lupă. Și ca să am o mărire puternică, trebuie ca imaginea dată de obiectiv să cadă aproape de focarul ocularului. Așa că prima afirmație, microscopul este un sistem afocal, este falsă, dar a doua, imaginea prin obiectiv se formează foarte aproape de focarul obiect al ocularului, este adevărată, așa că răspunsul corect este D. Și acum să trecem la probleme. Prima, convergența unei lentile biconvexe din sticlă cu indicele de refracție 1,5, având razele de curbură de 25 cm, este. Am ales pentru început această problemă simplă, deși am mai discutat despre astfel de probleme, pentru că se fac în continuare două greșeli în rezolvare. Există două greșeli tipice. Întâi, convergența se calculează cu relația C egal cu N minus 1 pe lângă 1 pe R1 minus 1 pe R2. Dar dioptria, convergența se măsoară în dioptrii, este 1 pe metru. Dioptria este 1 pe metru, este metru la minus 1. Și dacă lucrăm în centimetri, n-avem cum să obținem dioptrii. Deci prima greșeală este că nu sunt transformați centimetri în metri, 0,25 metri. A doua greșeală este mai subtilă și se referă la semnele razelor. Vedeți aici o lentilă biconvexă, deci convergentă, și puteți ușor observa că în timp ce R1, raza primei suprafețe, suprafeței din stânga, este pozitivă pentru că se măsoară spre dreapta, raza suprafeței a doua este negativă pentru că se măsoară spre stânga. Așa că în cazul nostru, pentru că cele două raze sunt în modul egale, putem scrie R1 este egal cu modul din R2 este egal cu R și că R2 este minus R1. Și atunci formula devine C egal cu N minus 1 înmulțit cu 1 pe R plus 1 pe R. Adică, în final, formula devine C este egal cu 2 pe lângă N minus 1 supra R. Și dacă veți face acum calculul, veți vedea că răspunsul corect este C, adică lentila noastră are 4 dioptrii. Dacă un punct luminos este privit printr-o lamă perpendicular pe ea, cu fețe plan paralele de grosime E și indice de refracție N, față de cazul în care este privit direct, acesta va fi perceput ca fiind mai aproape Q și avem cele 5 răspunsuri date. Trebuie să găsim care dintre ele este cel corect. Chiar dacă nu știți răspunsul cantitativ, adică nu puteți alege răspunsul corect, sunt sigur că știți că atunci când privim printr-un mediu transparent, cât de cât gros, în strat de apă sau o bucată de plastic sau sticlă mai groasă, putem observa obiectele mai aproape decât sunt. Și acum vă voi arăta de ce și cum puteți calcula cu cât se vede mai aproape un obiect în acest caz. Vă rog să priviți acest desen. Am dus două raze care pleacă de la vârful unui obiect și apoi trec printr-o lamă transparentă cu fețe plan paralele de grosime E.
Raza care cade normal pe fața lamei, raza 1, trece nedeviată. În schimb, raza care cade oblic, sub un unghi de incidență I, își schimbă direcția prin refracție. După a doua refracție, ea se propagă pe o direcție paralelă cu direcția inițială, iar prelungirea ei intersectează raza 1 în punctul C, unde se formează imaginea obiectului. Într-adevăr, observați că e mai aproape de noi care privim din partea din dreapta a lamei transparente. Și după cum vedeți, imaginea este apropiată față de obiect cu distanța X, pe care trebuie să o găsim, să o exprimăm în funcție de E și N. Pentru triunghiul dreptunghic care are catetele Y și Z și în care apare unghiul de incidență I, putem scrie tangentă de I este egal cu Z supra Y. Apoi, pentru triunghiul dreptunghic în care Z și E sunt catete și apare unghiul de refracție, unghiul R, putem scrie tangentă de R este Z supra E. Și atunci tangentă de I supra tangentă de R va fi egal cu E supra Y. Dar pentru că unghiurile I și R sunt mici, aproximația lui Gauss, putem aproxima tangentele prin sinusuri și avem sinus de I supra sinus de R egal cu E supra Y sinus de I supra sinus de R, raport care știm că este egal cu N, indicele de refracție al lamei transparente, așa că deocamdată avem relația E supra Y este egal cu N. Acum vă rog să observați că avem două triunghiuri dreptunghice, ABC și IFG, care sunt congruente. Odată pentru că au toate unghiurile de aceeași măsură, se poate ușor demonstra acest lucru, iar cateta BC din triunghiul ABC are aceeași lungime cu cateta IG din triunghiul IGF. Deci triunghiul ABC și triunghiul IFG sunt congruente. Și asta înseamnă că segmentul IF este egal cu X. Dar IF plus Y este egal cu E. Deci avem X plus Y este egal cu E. Și atunci Y este egal cu E minus X. Și avem atunci E minus X, aici folosim această relație, în loc de Y și avem E supra E minus X este egal cu N. Adică E este egal cu N ori E minus N ori X, adică N ori X este egal cu E pe lângă N minus 1 sau în final X este egal cu E înmulțit cu N minus 1 supra N. Și am găsit o relație care le exprimă pe X în funcție de E și N. Și care, dacă vă uitați la răspunsurile date, este echivalentă cu relația de la punctul D. Deci răspunsul corect este D.
pe o lentilă divergentă cu distanța focală 20 de centimetri, cade un fascicul luminos cilindric cu diametrul de 10 centimetri, paralel cu axa optică principală. Stabiliți la ce distanță în spatele lentilei fascicul are diametrul de 20 de centimetri. Am făcut un desen în care raza roșie care vine la lentilă este o rază de la marginea fascicului cilindric care vine la lentilă. Și asta înseamnă că distanța de la ea până la axa optică principală, notată cu R1 în desen, este jumătate din diametrul fascicului cilindric. Deci R1 este D1 supra 2. Și pentru că lentila este divergentă, după ce trece de lentilă, raza se propagă pe o direcție care trece prin focarul din stânga al lentilei noastre, așa cum vedeți în desen, și fascicul care era cilindric până când a ajuns la lentilă, acum este un fascicul conic și va avea grosimea D2 la o anumită distanță pe care am notat-o cu X în desen, R2 fiind, deci, D2 supra 2. Vă rog să observați că avem două triunghiuri dreptunghice, FAB, triunghiul FAB și triunghiul FDC, care sunt asemenea pentru că au toate unghiurile de aceeași măsură, fiind amândouă dreptunghice și având unghiul F unghi comun. Și atunci putem scrie că F mic supra F mic plus X, F mic cateta din triunghiul FAB, iar F plus X cateta din triunghiul FDC, trebuie să fie egal acest raport cu AB, dar AB este R1, supra CD, care este R2. Adică cu D1 pe 2 supra D2 pe 2. 2 se simplifică, deci până la urmă avem F supra F plus X este egal cu D1 pe D2. Și atunci F înmulțit cu D2 este egal cu D1 înmulțit cu F plus D1 înmulțit cu X, unde rezultă că X este egal cu F mic pe lângă D2 minus D1 supra D1. Aceasta este expresia lui X. Și dacă veți face calculele, veți vedea că răspunsul corect este A, 20 de centimetri. Deci la 20 de centimetri de lentilă, după ce fascicul trece prin lentilă, grosimea lui devine egală cu 20 de centimetri. O lentilă convergentă formează imaginea reală a unui obiect, introducând între lentilă și imagine o lamă transparentă cu fețe plan paralele de grosime E 2 cm, perpendicular pe axa optică, imaginea se îndepărtează cu 1,2 cm. Indicele de refracție al lamei are valoarea 2, 2,5, 4 pe 3, 1,6, 1,8. Deci lama are grosimea E 2 centimetri și din cauza ei imaginea se îndepărtează cu, să notăm această îndepărtare cu X, cu 1,2 centimetri. Aici puteți vedea desenul corespunzător acestei probleme și în acest desen puteți vedea că din cauza lamei transparente, locul în care se întâlnește o rază care vine paralel cu axa optică principală, raza 1, cu altă rază, raza 2, se mută spre dreapta cu distanța X.
De asemenea, puteți observa că aflarea valorii lui x este aceeași problemă cu cea pe care am rezolvat-o deja, vedeți desenul corespunzător ei, și în care am găsit pentru x, adică pentru distanța cu care se deplasează imaginea față de obiect, am găsit relația x egal cu e pe lângă n minus 1 supra n. Ceea ce înseamnă că o putem folosi și acum, numai că de data asta necunoscuta este n. Îl cunoaștem pe x, problema ne spune că imaginea se deplasează spre dreapta cu 1,2 cm. Să vedem. Avem x înmulțit cu n este egal cu e înmulțit cu n minus e, ceea ce înseamnă că n pe lângă e minus x, ca să lucrăm cu numere pozitive, este egal cu e, adică n este e supra e minus x, deci n va fi 2 cm supra 2 cm minus 1,2 cm, 0,8 cm, n va fi deci 20 pe 8, adică 5 pe 2, adică 2,5. Ceea ce înseamnă că răspunsul corect este B, indicele de refracție al lamei transparente care produce această deplasare a imaginii este 2,5. Sper ca aceste modele de rezolvare să vă fie cu folos în pregătire. Succes pe data viitoare!